Continuă audierile în cazul tragediei de la Babeș. Ieri 15 persoane au dat declarații la serviciul omoruri în dosarul de ucidere din culpă. De asemenea, au fost ridicate documente de la spital, dar și înregistrări video, în baza cărora se va reface filmul evenimentelor. Colega noastră, Gabriela Del Pupo, a urmărit subiectul și vine cu toate datele. Bun găsit, Gabi, te ascultăm! Bun găsit! În scurt timp va fi cea de-a treia zi de audiere aici la Serviciul Omoruri de la Poliția Capitalei. De asemenea, o echipă se va deplasa la spital pentru a face percheziția informatică a tuturor calculatoarelor care monitorizau instalația de oxigen. Între timp au apărut și primele informații de la firma de mentenanță. Surse din cadrul firmei au declarat faptul că angajatul lor nu se afla întâmplător acolo, ci mersese pentru a schimba un ventilator. De asemenea, nu a părăsit incinta curții spitalului, ci ar fi stat în mașină copleșit de faptul că nu putea să intre peste pacienți pentru a repara acea instalație, de altfel procedura fiind mult mai complicată. Inițial se pare că s-a observat doar la un singur ventilator o defecțiune, după care absolut toată instalația s-a oprit. Sunt în acest moment analizate posibilitatea ca ventilatoarele să fi primit prea mult oxigen și fiind depășită limita de 6 bar să se fi oprit automat, după cum a declarat și Raed Arafat. Erau concepute cu un sistem de siguranță pentru supraîncărcarea cu oxigen. Cam acestea sunt datele pe care le avem în acest moment. Ieri cei care au fost audiați nu au vrut să dea declarații. Vom vedea dacă cei care se prezintă azi, personal tehnic sau cadre medicale, vor și spune ceva.